Maestru al chitării clasice, nu? Da. Amatis Chifu. Bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit. Ce o să ne cânti, dar puțin mai încolo, așa, ce ne-ai pregătit? M-am pregătit niște piese din repertoriu... Să ții un pic mai departe chitara ca să te și auzi. Din repertoriu internațional, piese spaniole, sud-americane și câteva... Amatis cântă de 10 ani la chitară clasică. A avut mai multe apariții, dar despre care nu cred că s-a vorbit foarte mult. Printre care ai participat la sărbătorirea Zilei Naționale României la Ambasada României de la Madrid, în Spania. Da. Așadar, și pe plan internațional ai ieșit. Ai luat și premii la diferite festivaluri la nivel județean. Păcat că noi am mers la conservator, pentru că, uite, el este acum student în anul 2 la comunicare, ceea ce nu are legătură neapărat cu muzica, dar continuă să facă asta pentru că sâmbătă aceasta, pe 16 octombrie, cred că a fost, Amatis a avut primul recital în care a fost doar el... principalul obiectiv al serii, unde ai cântat la Ceainăria Teatrului Act, iar spectatorii de acolo, toată sala, i-au oferit nota 10, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun, adică un început care trebuie să te facă să fii optimist, pentru că să iei nota 10 pentru fața unor oameni care nu te cunoșteau, și ai cântat acolo 45 de minute, cam așa. Ce părere aveți despre oamenii aceștia care... Nu se promovează foarte mult lucrul acesta. N-am cum să am o părere despre Amatis pe care l-am cunoscut acum 4 secunde. Acum o să cânte. Despre ce v-am povestit eu, așa, ordinea asta întâmplărilor. În momentul în care debutezi, fiecare dintre ei, Marcel, Pavel, Nico, Nicola, Paula, Selingandra, ai aceleași emoții, e același public, adică cel care nu te-a văzut niciodată, și treci prin... Sunt lucruri inerente, e firesc, dacă vrei, dacă nu, nu ești obligat, poți să cânti acasă în bucătărie și ai o rezonanță extraordinară. Așa că e mare lucru, poți să ai un talent extraordinar și să nu poți să-ți negociezi, să-ți gestionezi emoțiile. De-aia sunt emoții destructive și emoții constructive. Abia aștept să văd, Amatis, ce fel de emoție are. Dar spune-ne cum a fost atunci, ce fel de emoție a avut la primul recital? La început era... balanță care înclina spre cele destructive, dar pe parcurs te obișnuiești și tinzi spre o armonie. Cum spuneați, ce se întâmplă tuturor în cazul ăsta, artiștilor? Amatis, vrei să... ești gata să ne dai acum ca să-i putem după aia cere opinia? Asta a fost un fragment într-o piesă de Astor Piazzolla la Verano Porteno. Hai să ne mai... Încă ceva? Încă ceva și apoi te luăm la rost. Eu vă spun că am început să mă simt ca într-o sală de concert. Acum putem să spunem două vorbe, nu? Despre părere. A avut dreptate. A fost cinstit și a spus adevărul. Prima dată sunt emoții destructive, după care sunt emoții constructive. Dacă îl mai pui să cânte o piesă, va cânta mai bine decât ambele la un loc. Dacă îl mai pui să cânte și a patra, va fi în elementul lui. La a cincea nu mai pleacă. Nu-mi mai trebuie să lase chitara din mână. Și cam, e salutar. Un tânăr de vârsta ta, împătimit de chitară clasică, de muzică clasică, te felicit. Mulțumesc. Ai făcut o alegere dezastruoasă, dar este fascinant și este o alegere pentru suflet. Într-adevăr. Nu o să te îmbogățești din asta, dar vei fi fericit. Asta și doresc. Dar cine știe, poate se poate și îmbogăți, că dacă îi îmbogățește pe alții, într-un fel și uneori, când iese să se întâmplă lucruri bune, se întoarce balanța. Ce oferi tu altora, se întoarce și asupra ta, că faci un bine, practic.